Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Vă invit la Telejurnalul orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva subiecte. 9 persoane, printre care 6 profesori de la Academia de Studii Economice, au fost reținuți de CNA pentru luare de mită. Au fost ridicate sume mari de bani provenite de la studenți. Conducătorii auto din Chișinău organizează un alt protest față de scumpirea carburanților. Acțiunea ar urma să aibă loc mâine de la ora 10 în piața Marii Adunări Naționale. Absolvenții Alolingvi au susținut astăzi examenul la limba și literatura română. Tinerii spun că gramatica le-a cam dat bătăi de cap. Sărbătoare în Marea Familie TVR Moldova. Astăzi, colegii noștri de la emisiunea Matinalii împlinesc un an de când s-au lansat pe piața media din Chișinău. Descinderi matinale la Academia de Studii Economice din Chișinău, procurorii anticorupție au destructurat o schemă de luare de mită. 9 persoane, printre care 6 profesori și 3 intermediari, au fost reținuți pentru 72 de ore. Au fost ridicate sume foarte mari de bani provenite de la studenți. De dimineață, oamenii legii au făcut percheziții în mai multe birouri de la Academia de Studii Economice și la domiciliile suspecților. Au fost depistate și ridicate liste cu numele unor studenți și sume foarte mari de bani primite de la aceștia, dar și o listă cu numele profesorilor care au primit bani. Un examen trecut la SEM costă circa 1000 de lei, nota la practica de producție între 1000 și 1500 de lei, iar teza de licență și master între 400 și 550 de euro. Cel puțin așa reiese din datele obținute de anchetatori în dosarul de corupție care vizează o schemă infracțională de vânzare și cumpărare a notelor. Studenții care dădeau mită erau evaluați fictiv în mare parte fără a se prezenta la examene. În timpul descinderilor, ofițerii Centrului Național Anticorupție l-au prins pe un bănuit în momentul în care acesta încerca să scape de o cutie și o geantă pe care le-a dat unei persoane dintr-un apartament vecin. După obținerea mandatului, procurorii au percheziționat apartamentul de alături și au găsit în ele sume uriașe de bani. În dosar sunt vizate în total peste 60 de persoane, printre care lectori ai ASEM și mai mulți intermediari din afara instituției de învățământ. Bănuiții au fost înregistrați în timp ce purtau discuții telefonice și aveau întâlniri cu alți membri ai rețelei, primind de la aceștia bani și acte. Procurorii au demarat mai multe cauze penale pentru corupere pasivă, activă și trafic de influență. Conducerea Academiei de Studii Economice cooperează în anchetă. În perioada estivală, numărul celor care își petrec vacanța în străinătate crește considerabil. Pentru a evita situațiile incomode la vamă, Poliția de Frontiere vine cu unele recomandări pe care le puteți urmări în Telejurnal. Cazul șoferului amendat cu 300 de lei după ce și-a lipit pe mașină un absibild cu mesajul "Sunt împotriva majorării prețurilor la carburanți" a ajuns în vizorul premierului. Șeful executivului califică acțiunea polițistului drept o încălcare a dreptului la libera exprimare și cere ministrului de interne să facă lumină în acest caz. Sâmbătă, atunci când în piața Marii Adunări Naționale a avut loc un protest al șoferilor față de majorarea prețurilor la carburanți, unul dintre participanți a fost sancționat de un polițist al Inspectoratului Național de Patrulare. Șoferului a fost aplicată o amendă de 300 de lei, motivul fiind unul de-a dreptul halucinant. Avea pe mașină un absibild cu inscripția "Sunt împotriva majorării prețurilor la carburanți". Premierul a calificat incidentul drept unul care discreditează întreaga reformă. Forma poliției. Un polițist trebuie să zădărnicească acest efort al întregului cabinet de miniștri și, în primul rând, a echipei de conducere de la Ministerul Afacerilor Interne. Nimeni nu a anulat libertatea de exprimare în Republica Moldova. Rugămintea mea este să examinați acest caz. Șeful executivului a cerut mai multă transparență la stabilirea prețurilor la carburanți. Aceste discuții să fie publice și poate să rămână mai puțin la discreția ANRE-ului, astfel încât aceste metodologii să fie atât de clare, că aceste calcule să le poată face fiecare cetățean care are acces la cifrele, la prețul, la țiței, la cursul valutar și tot așa mai departe, ca să nu lăsăm marjă de interpretare. Săptămâna trecută, ANRE a stabilit o majorare a prețurilor la carburanți în medie cu 65 de bani per litru. Asta i-a nemulțumit pe șoferii care au organizat un amplu
viitorul protest automobilistic în piața Marii Adunări Naționale. La solicitarea premierului, ANRE și-a suspendat ultima decizie de majorare, iar acum sunt în vigoare vechile prețuri. Automobiliștii din Chișinău se mobilizează pe o rețea socială pentru un nou protest față de scumpirea carburanților. Acțiunea ar urma să aibă loc mâine de la ora 10 în piața Marii Adunări Naționale. Primul protest de acest fel a avut loc sâmbătă. Zeci de șoferi nemulțumiți s-au adunat cu vehiculele în fața guvernului, apoi a pornit într-un marș prin oraș până la gara feroviară. Ei au cerut nu numai stoparea creșterii continue a prețurilor la carburanți, dar și demisia șefului Autorității Naționale de Reglementare în Energetică. Instituția este acuzată de lipsă de transparență în stabilirea prețurilor plafon la benzină și motorină. În urma presiunii societății civile și după ce această problemă a intrat și în atenția politicienilor, ANRE a renunțat la ultima decizie de majorare a prețurilor la pompă. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, condamnă decizia Curții Constituționale referitoare la legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Limba moldovenească, limbă de stat și limbă rusă ca limbă de comunicare interetnică, aceasta este formula pe care a fost clădit statul. Orice încercare de a distruge acest consens istoric poate duce la consecințele cele mai ireparabile. Decizia Curții Constituționale este un alt demers politic din partea persoanelor care au cetățenia altui stat, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook. Amintim că Înalta Curte a constatat caracterul inutil al legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, întrucât comunitatea din Republica Moldova trăiește într-un alt stat, unul nou, de drept, democratic și independent, în care rațiunile de moment ale legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite nu-și mai au rostul. Au început examenele de bacalaureat. Astăzi, absolvenții Alolingve au susținut testul la limba și literatura română. Tinerii spun că gramatica le-a cam dat bătăi de cap. La prima sesiune au fost înregistrați peste 2900 de candidați. Aceștia au fost repartizați în 92 de centre de bac, 30 fiind în Chișinău. Eu am scris tot ce am știut. Ne-am lăsat acolo ultimele puteri. Chiar dacă au avut la dispoziție 3 ore ca să termine examenul, unii absolvenți al Olingvi s-au descurcat mai repede. Dmitrie Rusnac spune că a învățat, așa că nu a avut emoții prea mari. Se vede deja la studii în România, la Cluj. Aș dori să plec în România, deoarece, după cum eu știu, acolo sfera de IT este dezvoltată extrem de bună și acolo te pregătesc ca un specialist IT foarte bun, recunoscut la nivel mondial. Și deci, mai departe, va fi Europa, probabil, ori chiar SUA. Să spun cinstit, am avut o frică și, da, în rest a fost ușor. Am știut că o să scriu repede, numai puțin de 8, asta e precis. Dacă ar fi nou, ar fi foarte bine. Părinții așa au făcut, cred că eu mai bine să știu limba de stat. E o limbă grea. Dacă nu vorbești zi de zi și dacă rău înveți, păi e greu. Aș dori să iau notă nouă, chiar 10, dar dacă voi primi 8, tot n-a să fiu trist. Și dacă alții se așteaptă la note mici, se bucură măcar că pot comunica în limba română. A fost foarte greu. A fost greu și la gramatică, și la eseu. A fost scrisarea treia la Mihai Minescu. 7-8. Pentru mine nu a fost prea greu. Eu cred că română trebuie să cunoști dacă vrei să legi cumva viața cu Moldova sau cu România, nu este importanță. Dacă vrei să trăiești aici, trebuie, desigur, să știi. Literatura rusă e mai grea decât limba română. Acolo, я ж могу говорить на русском, правильно? Cei mai emoționați au fost însă părinții și profesorii. Aceștia le-au ținut pumnii elevilor plimbându-se agitați prin preajma liceului. Fără 58. Rugăciunile noastre de părinți au intrat înaintea copiilor, ca să fie totul bine. E o cunoștință medie, adică suntem crezuți că vor susține. Sperăm să nu pice niciun not la examen. Retrăiesc ca să fie totul bine și ca să termine examenul bine, cu succes. Elevii recunosc că nu prea au cum să copieze. Mai responsabil, deoarece este extrem de dificil, aproape imposibil de a copia, nu știu, poate că chiar imposibil. Și asta înseamnă că trebuie să pregătești cu mult mai mult.
Absolvenții vor susține următorul examen de bacalaureat vineri la limba de instruire. În 2017, bacalaureatul a fost susținut de 81% dintre candidați. În perioada estivală, numărul cetățenilor din Republica Moldova care preferă să-și petreacă vacanța în străinătate crește considerabil. Doar anul trecut au fost înregistrate la frontiera de stat aproape 4 milioane de treceri, un număr care este în continuă creștere de la un an la altul. Pentru a evita situațiile incomode la vamă, poliția de frontieră vine cu unele recomandări. Colegul meu, Vitalie Guțu, are detalii. Bine v-am găsit! Este bine ca să verificați din timp statutul și valabilitatea documentului de călătorie în baza căruia traversați frontiera de stat. În cazul în care planificați o călătorie cu cei mici, trebuie să vă asigurați că este perfectat pașaportul și pentru ei. Din 2011, fotografia și datele copilului nu se mai plasează în pașaportul părinților, fapt ce obligă ca, din primele zile ale nașterii, să se perfecteze documentul de călătorie. În cazul călătoriilor peste hotare pentru copiii cu însoțitori, împuterniciți, sunteți rugați ca, în momentul autentificării la notar, a declarației de împuternicire a însoțitorului, să vă asigurați că anume această persoană ulterior se va prezenta cu declarația și cu actele personale ce vor adeveri intenția sa de a călători împreună cu minorul. În cazul în care dețineți cetățenia română la traversarea frontierei, este recomandat să aveți și cu dumneavoastră un act de identitate eliberat de autoritățile Republicii Moldova. Dacă mergeți în vacanță cu mașina personală, atunci conducătorul auto, pe lângă actele de călătorie, trebuie să dețină permisul de conducere perfectat pe numele său și valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. Mai multe informații găsiți la numărul de telefon 022-259-717, care este disponibil 24 din 24. 250 de locuitori ai Republicii Moldova care au și cetățenie română vor fi instruiți în domeniul antreprenorial. Ulterior, ei vor veni cu idei de afaceri ce pot fi dezvoltate în România. Cum pot fi finanțate aceste proiecte, aflați din Telejurnal. Victoria lui Andrei Năstase în alegerile din Chișinău a clătinat regimul de guvernare, iar voturile unioniștilor au avut un rol important în izbânda forțelor pro-europene. Sunt doar câteva opinii exprimate la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova de către președintele PAS, Maia Sandu. Ea a mai declarat că scrutinul municipal a demonstrat că cetățenii au imunitate la propagandă și falsuri mediatice. Sincer, doamna Sandu, dumneavoastră personal, v-ați așteptat la acest rezultat și la această diferență de scor? Ar fi fost, dacă nu o catastrofă, o situație foarte dramatică să îi lăsăm pe socialiști să câștige Chișinău. Deci întotdeauna am știut că potențialul nostru este foarte mare. Este o victorie importantă pentru a încuraja oamenii, cei care vor ca lucrurile să se schimbe. Acum oamenii știu că există șanse de izbândă. Cum spuneam, regimul, oricât de fioros ar fi el, iată, se clatină, a demonstrat că este mai șubred decât se credea. A fost un vot pentru Andrei Năstase sau un vot împotriva lui Ion Ceban? Întotdeauna există și oameni care votează pentru, au încredere 100% sau foarte multă încredere în candidat, și există și oameni care nu neapărat au toată încrederea în candidat, dar care vin și dau un vot împotriva contracandidatului. Dumneavoastră, de ce n-ați dorit să candidați la șefia municipiului? Noi am ales unitate, am ales unitatea forțelor antioligarhice, autentic pro-europene. Nu v-a interesat fotoliul de primar sau nu ați candidat pentru că Andrei Năstase v-a luat înainte? O să recunosc că dacă nu aveam aceste alegeri parlamentare, puteam avea și altă decizie la PAS. Avem de câștigat o victorie hotărătoare în acest an la alegerile parlamentare, care este mult prea importantă. Au fost voturile celor care au votat pentru Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu cele care au înclinat balanța în favoarea lui Andrei Năstase? Au fost foarte importante. E greu să spunem ce anume a înclinat balanța. A contat și votul celor care nu au mers la vot în primul tur, cei pe care am reușit să-i mobilizăm în turul 2. Care sunt prioritățile dumneavoastră? Zero. Imediat după ce păși pragul primăriei. O analiză exhaustivă a tot ce se întâmplă la nivelul primăriei, la nivelul tuturor unităților primăriei, la nivelul acelor peste 60 ceva de întreprinderi municipale care
din păcate, în mare lor parte, produc pierderi. Să vedem în ce măsură schemele care se produc astăzi în domeniul funciar afectează orașul și să le eliminăm. Se vor regăsi eventual în echipa dumneavoastră de viceprimar, spre exemplu, reprezentanța ai Partidului Acțiune și Solidaritate? Vom selecta tot ce avem mai bun în garniturile partidilor noastre, vom apela și la societatea civilă activă. Veți discuta cu cei din guvern, veți coopera? Altfel nu se poate. Voi avea o comunicare, voi avea o relație cât se poate de instituțională cu autoritățile centrale. Admiteți că pe la sfârșitul verii sau chiar în plină campanie electorală, criza gunoiului ar putea fi reactivată în Chișinău, după exemplul Bălțului. Cred că se gândesc ei la mai multe lucruri. Asta va fi un front al lor deschis. Dar noi suntem mulți și va trebui să deconspirăm, în primul rând, aceste atacuri. Toată lumea deja înțelege ce fel de joc face Partidul Democrat. Tot mai multe persoane devin victimele traficului de carne vie. Autoritățile susțin că tot mai mulți bărbați sunt pur și simplu cumpărați pentru muncă forțată, exploatare sexuală sau cerșetorie. Pentru a se solidariza cu victimele, dar și pentru a informa oamenii despre efectele acestui fenomen, poliția va organiza pe 10 iunie în piața Marii Adunări Naționale o cursă simbolică pentru viață. Oamenii legii susțin că lupta împotriva traficului de ființe umane nu e o cursă de viteză, ci un maraton. E nevoie de determinare și multă informare pentru a nu admite ca oamenii să fie exploatați. Un raport al Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2017 arată că Republica Moldova este o țară sursă pentru traficul de bărbați, femei și copii. De la începutul anului, 22 de minori au fost exploatați în scop de muncă sau sexual. Doar în primul trimestru anului curent, noi avem deja înregistrate 48 de infracțiuni cu 108 victime identificate. Nu este motiv de a ne îngrijora, deoarece se poate atesta o careva creștere, deoarece noi, poliția, deja a început să fie mai prezentă în societate. Victimele bărbați sunt în număr de creștere ca victime a traficului de ființe umane, ceea ce ține exploatarea prin muncă. Referitor la exploatarea sexuală, evident, preponderent sunt femeile. Avem și cazul de trafic de copii. Noi mergem cu programe educative în școli, universități, școli profesionale, unde informăm ce este traficul de ființe umane. De cele mai multe ori, sărăcia împinge pe oameni în plasa răufăcătorilor. Starea de vulnerabilitate, situația financiară precară, lipsa de informare, de exemplu, a bărbaților când pleacă pentru a se angaja în străinătate, în câmpul muncii, și noi facem diferite informări și recomandări cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, cum ar trebui să procedeze, unde ar putea să se adreseze și care sunt parametrii sau criterii la care trebuie să atragă atenție ca să nu cadă pradă infractorilor. Poliția va organiza duminică o cursă de alergare și va veni și cu mesaje de informare și sensibilizare pentru ca oamenii să cunoască detalii despre sclavia secolului 21. Puteți veni cu copiii la acest eveniment. Imediat după cursă, copiii vor avea posibilitate să se distreze pe terenul pregătit special pentru ei. Vor avea loc un șir de activități, starturi vesele, concursuri diferite, inclusiv cu premii, ateliere de creație, va fi instalat un constructor uriaș în piață, dar și alte experimente educaționale și distractive. De la mic la mare, duminică vom spune nu traficului de ființe umane. Duminică, în intervalul orilor 13:30 și 19:00, va fi sistată circulația transportului în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu Bădoni și Alexandru Pușkin, fiind direcționat pe străzile adiacente, iar autobusele și troleibusele vor fi direcționate pe strada București. În Republica Moldova activează linia ferbinte antitrafic 0800-5-7, proiect implementat de Centrul Internațional la Strada. Până acum, aproape 100.000 de persoane au telefonat pentru a solicita ajutorul. Peste 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat declarațiile de unire cu România, au lansat un apel către Guvernul și Parlamentul României. Ei vor să primească în audiență delegații din partea primăriilor unioniste basarabene și să înființeze o instituție care să coordoneze relațiile cu acestea. Primarii unioniști precizează că în ultima vreme au constatat o deschidere din partea autorităților române și consideră că au dreptul moral să ceară susținere de la statul pe care spun că vor să-l reunească. Ei declară că și-au propus să
participe la toate acțiunile desfășurate cu prilejul anului centenarului și vor contribui la colectarea semnăturilor pentru modificarea Constituției României în scopul reîntregirii naționale. De 150 de locuitori ai Republicii Moldova, care au și cetățenie română, vor fi instruiți în domeniul antreprenorial. Se speră că ulterior ei vor veni cu idei de afaceri ce pot fi dezvoltate în România. 30 cele mai bune astfel de proiecte vor primi și bani pentru a fi lansate. Totul în cadrul proiectului Diaspora Invest, susținut de Guvernul României. Avantajele proiectului Diaspora Invest au fost prezentate la Cahul. Acesta oferă cetățenilor din diaspora șansă de a lansa o afacere în România. Pentru început vor fi selectate 250 de persoane care vor beneficia de cursuri online de competențe antreprenoriale, după care participanții își vor scrie propriul plan de afacere. Acest curs este important pe de o parte că învață despre mediul de afaceri din România, interacționează cu alte persoane care la fel au idei de afaceri, nu numai din Moldova. Noi am făcut campanii de promovare a proiectului în țări din Uniunea Europeană, în Statele Unite, deci am creat un anturaj foarte creativ. Cele mai bune 30 de idei de afaceri vor primi o finanțare în valoare de 40.000 de euro fiecare din partea statului român. Vom acorda două tranșe de finanțare, una de 75%, după care, după ce dezvoltă afacerea și au vânzări în primul an de zile, urmează și tranșa a doua de 25%. Condițiile sunt foarte prietenoase, aș putea spune că e o finanțare unică și o oportunitate unică. Cei care au afaceri deja în Republica Moldova și vor să extindă în România pot face ceva în sensul ăsta sau pot începe ceva în România pentru piața din Moldova. Asta va fi foarte ușor, comparativ cu alți români care sunt plecați în alte state, cum ar fi Spania, cum ar fi Italia sau Statele Unite. E un avantaj și o finanțare ușor de accesat, unică până acum în ce privește cetățenii din Republica Moldova. Beneficiarii finanțărilor trebuie să aibă peste 18 ani și să aibă cetățenia română. Un protest inedit a fost organizat în fața clădirii Parlamentului din Londra. Oamenii s-au adunat pentru ca în lume să nu se mai vândă haine de blană. Au avut la ei pancarte cu imagini ale unor animale maltratate în diverse țări și au încercat să sensibilizeze opinia publică pentru că s-a ajuns în situația în care 1 miliard de animale mor în fiecare an pentru ca industria blănurilor să prospere. Cifrele de afaceri uluitoare din domeniu demonstrează că lumea încă iubește această modă, iar proteste asemănătoare celui organizat la Londra încearcă să schimbe câte ceva. Președintele american Donald Trump inflamează din nou spiritele cu un mesaj pe Twitter. De data aceasta atrage atenția că are dreptul absolut de a se grația și continuă întrebându-se: dar de ce să fac asta când nu am nimic să-mi reproșez? Mesajul este postat în legătură cu ancheta privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, iar Trump scrie din nou că este ținta unei vânători de vrăjitoare. Trump spune toate acestea după ce presa americană a publicat o scrisoare avocată lui, care susțin că președintele nu poate fi citat în justiție, pus sub acuzare și nici condamnat pentru obstrucționarea justiției. Rusia nu are drept scop dezbinarea Uniunii Europene, este declarația făcută de Vladimir Putin înainte să sosească astăzi în Austria. Va fi prima vizită a liderului rus în Europa Occidentală după aproape un an. Înainte de a pleca spre Viena, Putin a acordat la Kremlin un interviu postului public austriac. Înaintea primei vizite în Europa Occidentală din iulie 2017, liderul rus a ținut să transmită un mesaj Bruselului. Для нас нет никаких, у нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы La Viena, Putin va avea convorbiri cu președintele austriac și cancelarul Sebastian Kurz, iar seara va avea un dineu cu liderii din domeniul afacerilor. Cu ocazia acestei vizite se va marca și împlinirea 50 de ani de la semnarea primului acord energetic între giganții Gazprom și OMV. Prezența liderului rus la Viena se va desfășura în condiții de maximă securitate. Gegen den Besuch Putins mit ca 50 bis 100 Personen und eine zweite Demonstration mit ca 15 Teilnehmer.
Pe agenda discuțiilor vor figura și sancțiunile economice împotriva Rusiei impuse după anexarea Crimeei. La sfârșitul lunii iulie, chiar în timpul președinției austriece, la Bruxelles, Uniunea Europeană va discuta și cel mai probabil va aproba extinderea acestor sancțiuni. Zeci de morți și sute de răniți în urma erupției vulcanului Fuego din Guatemala. Craterul este la 40 de kilometri sud-vest de capitală și acum se dă o luptă contra cronometru pentru a-i salva pe cei îngropați de cenușa care a acoperit sate întregi. Au murit cel puțin 25 de oameni și câteva sute sunt răniți sau dispăruți. Se aud în continuare explozii, iar șuvoaiele de lavă curg cu mare viteză. Un localnic a fost salvat ca prin minune. Casa îi fusese îngropată în cenușă și dărâmată parțial. Vecinii și echipele de intervenție au reușit să-l scoată după aproape o jumătate de zi. Vulcan de Fuego, în traducere vulcanul de foc, înalt de 3763 de metri, a împrăștiat lavă fierbinte și cenușă pe porțiuni întinse, mai exact pe o rază de 15 kilometri. Mii de oameni au fost evacuați. Mai multe mici localități au fost pur și simplu îngropate de fluxul piroclastic de mare viteză, acel amestec de gaze, cenușă și roci vulcanice de înaltă temperatură formate în timpul erupției. Râurile de lavă au înghițit case întregi, sunt sute de oameni dispăruți. Presa guatemaleză și localnicii au postat pe rețelele de socializare imagini apocaliptice, cu sate acoperite de cenușă și cadavre răspândite peste tot. Aeroportul din capitala Ciudadei Guatemala a fost închis. Plantear un estado de emergencia. Tenemos que ver de acuerdo a nuestra legislación lo que nos pueda ayudar a que esto se pueda dar. Creemos hasta este momento que puede ser un estado de calamidad, cuando menos en tres departamentos. Fuego este unul dintre cei mai activi vulcani din America Latina, dar niciuna dintre erupțiile din ultima sută de ani nu a fost așa de violentă ca acum. Un program de granturi inițiat cu sprijinul Băncii Mondiale oferă finanțare pentru procurarea echipamentului necesar fermierilor din Republica Moldova. Cine poate beneficia de acești bani și în ce condiții, vă spunem în telejurnal. O cultură agricolă din satul Iutnoie, raionul Slobozia, a fost grav afectată de un incendiu. Echipajul de pompieri de peste Nistru, ajutat de două tractoare, a reușit să stingă focul în mai puțin de jumătate de oră. Însă 1,5 hectare cultivate cu grână a fost distruse de flăcări. Potrivit cercetătorilor preliminare făcute de pompieri, incendiul ar fi putut izbucni din cauza unor bucăți de sticlă aruncate în apropierea câmpului, care au focalizat razele solare. Statele Unite ale Americii vor susține în continuare Republica Moldova în realizarea programelor de modernizare. Declarația a fost făcută de excelența sa James Petit, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, în timpul întrevederii cu premierul Pavel Filip. Diplomatul american a apreciat eforturile Republicii Moldova în vederea realizării reformelor demarate. La rândul său, șeful executivului de la Chișinău l-a informat pe ambasadorul Statelor Unite despre acțiunile autorităților pentru a avansa pe calea integrării europene. Premierul s-a referit și la îndeplinirea condiționalităților impuse de Uniunea Europeană pentru recepționarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit procesul de reglementare transnistreană. Oficialii salutând rezultatele runde de negocieri în formatul 5+2, desfășurate recent la Roma. A fost lansat ghidul turistic al raionului Soroca. Publicația conține informații despre destinațiile turistice, muzeile, ariile naturale protejate, meșterii populari, precum și unitățile de cazare din zonă. Ghidul turistic conține imagini de la circa 250 de atracții turistice din raionul Soroca, obiective care fac parte și din patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Cartea include informații despre cele mai frumoase destinații turistice, muzee, arii naturale protejate, meșteri populare, precum și unități de cazare. Raionul care are una din cele mai vechi localități din Moldova nu are dreptul să stea deoparte, modest. Raionul care are o localitate care a fost pomenită încă pe harta, prima harta lumii, al Ptolemeu, nu are dreptul să stea într-o parte. La noi fiecare sat are ceva atractiv. Iată, acest ghid anume se plasează pe toate punctele forte care le are un raion.
prin atracția turiștilor. În cadrul evenimentului a fost prezentată și publicația Habitatele speciilor rare de plante și animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă, puncte țintă fiind 4 localități, câte 2 din fiecare raion. În Soroca este vorba de Bădiceni și Zastânca, astfel în premieră pentru Republica Moldova, aceste 2 localități dețin instrumente valoroase de protejare a mediului, pașapoarte pentru speciile rare de plante și animale, precum și ghiduri ale habitatelor rare. În cadrul implementării acestui proiect, raionul a beneficiat de elaborarea planului de amenajare a teritoriului, un document foarte important care constituie temelia dezvoltării raionului în general pentru anii următori. Ghidurile ecoturistice vor fi repartizate în școlile, bibliotecile și muzeile raionului. Vești bune pentru antreprenorii din Republica Moldova. Programul de granturi PAC 2, inițiat cu sprijinul Băncii Mondiale, oferă acum finanțare și pentru procurarea echipamentului. De granturi pot beneficia întreprinderile mici și mijlocii care sunt taxate în special pe exporturi. Anunțul despre extinderea programului a fost făcut de ministrul Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici, care l-a vizitat astăzi pe unul dintre câștigători. Nicanor Negru conduce o afacere pe cât de dulce, pe atât de costisitoare. Fabrica sa de procesare și ambalare a mierii de albine necesită nu doar multă muncă, ci și investiții mari. Și-a început activitatea în apicultură de la doar 100 de familii de albine. În scurt timp, mierea s-a ajuns pe rafturile magazinelor din Polonia, România și Germania. Străinii iubesc mierea din Moldova deoarece au cultura consumului de miere și știu că trebuie să consume produse sănătoase. În comparație, cu părere de rău, cetățenii din Republica Moldova, care per cap de locuitor, deci este un nivel foarte redus. Nicanor Negru este unul dintre beneficiarii proiectului Ameliorarea Competitivității 2. Antreprenorul a câștigat un grant care i-a oferit posibilitatea să-și extindă exporturile de produse apicole. Merge vorba despre sumă de 200.000 lei. Care ne-a ajutat foarte mult pentru elaborarea materialelor promoționale, pentru identificarea noilor clienți. Programul PAC 2 oferă granturi de până la 200.000 de lei întreprinderilor orientate spre export, care vor să-și îmbunătățească produsele sau să lanseze altele noi. Granturile sunt oferite pentru servicii de consultanță și promovare. Noi ne dorim mai multe proiecte de genul ăsta, nu vorbesc anume despre miere, dar de multe alte produse la care noi putem, pe care noi le producem, dar care merită să fie îmbunătățite în așa fel ca să-și găsească locul pe rafturile din magazinele din Uniunea Europeană și nu doar, și în alte multe țări ai lumii. Acum beneficiarii PAC 2 vor putea utiliza 30% din suma grantului și pentru achiziționarea echipamentelor. În cifră concretă, nu este o sumă atât de importantă la nivel macro, dar pentru un agent economic mic și mediu cum este beneficiarul de astăzi, eu cred că un grant de circa 60.000 de lei este important. Cu un buget total de 45 de milioane de dolari, PAC 2 este implementat în perioada 2015-2019. Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri din Republica Moldova. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că România trebuie să recunoască juridic căsătoria unui cuplu de homosexuali încheiată în Belgia între un român și un american, amănunte în telejurnal. Autoritățile din Arabia Saudită au emis primele 10 permise de conducere pentru femei. Acestea au fost acordate unor șoferițe care aveau deja carnete emise în alte state, precum Statele Unite ale Americii, Liban sau Canada. După un scurt test scris și un examen oftalmologic, cele 10 femei au putut pleca la volanul mașinilor. Peste 3 săptămâni, pe 24 iunie, Arabia Saudită va ridica interdicția femeilor de a conduce. De asemenea, la începutul acestui an, pentru prima dată, femeile au avut voie pe un stadion. O descoperire arheologică uimitoare a fost făcută la periferia Romei. Muncitorii care lucrau la consolidarea unui apeduct au dat peste o cameră mortoară intactă, care datează din secolul al V-lea înainte de Hristos.
Cercetătorii au dat numele mormântul atletului. Explicația: în interior au fost găsite două instrumente cu lamă curbată, special folosite de sportivi în acele vremuri, pentru a-și curăța uleiul de măsline de pe trupurile transpirate după o activitate fizică obositoare. Trei schelete de bărbați și unul de femeie se află în mormânt, alături de obiecte de cult. Noi vediamo esattamente com'era 2500 anni fa, a meno del fatto che l'acidità del terreno ha portato alla distruzione completa di tutti i resti organici, per cui troviamo in sostanza il materiale fittile, i metalli, le ossa, ma nulla dei vestiti dell'altro materiale organico. Pensiamo ai cibi. Dar analizele au scos la iveală că în mormânt fusese pusă carne de iepure, pui și capră, în vase ceramice vopsite în negru, unele decorate cu motive geometrice. E o adevărată minune arheologică descoperirea unui asemenea mormânt intact la o adâncime de numai 4 metri. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că România trebuie să recunoască juridic căsătoria unui cuplu de homosexuali încheiată în Belgia între un român și un american. Curtea precizează că, deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria homosexuală, nu pot împiedica libertatea de ședere al unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda și soțului său de același sex. Adrian Coman și Robert Cleburne Hamilton cer recunoașterea în România căsătoriei oficiate la Bruxelles în 2010. Ei au contestat la Curtea Constituțională a României prevederea din Codul Civil care împiedică recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex. După mai multe amânări, CCR a decis să solicite un punct de vedere al Curții Europene de Justiție. Un șofer din Republica Moldova s-a ales cu un dosar penal după ce a încercat să treacă frontiera moldo-română cu un Mercedes de lux furat din Germania. La verificări, polițiștii au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat, semnalarea introdusă în sistemul informatic de către autoritățile din Germania. Șoferul însă a declarat că a preluat autoturismul împreună cu documentele acestuia de la un bărbat din Ploiești, urmând să-l transporte în Republica Moldova și că nu știa că este furat. Mașina a fost ulterior reținută. Șoferii care nu dau prioritate pietonilor și bicicliștilor vor plăti amenzi mai mari. La prima abatere, aceștia vor achita între 600 și 1200 de lei cu aplicarea 3 puncte de penalizare. La ședință de guvern au fost aprobate modificările legislative. Dacă până acum șoferii care nu cedau trecerea pietonilor erau amendați cu 300 de lei și cu 2 puncte de penalizare, în scurt timp ei ar putea achita 1200 de lei. Pentru abaterea repetată în decursul unui an, amenda ar putea ajunge până la 3000 de lei cu aplicarea 6 puncte de penalizare. Totodată, șoferii nu vor avea dreptul să utilizeze telefoanele mobile în timp ce conduc. Se estimează că șoferii care trimit sau primesc mesaje sunt distrași de la trafic în medie între 4 și 6 secunde. Pentru a spori gradul de securitate, prevederile vor fi aplicate inclusiv conducătorilor de căruțe și bicicliști. Cu excepție a cazurilor când este posibilitatea de a conecta acest telefon și de a vorbi fără a folosi propriu-zis telefonul mobil sau când acest echipament este folosit ca GPS, sau în cazurile unor apeluri de urgență. Dacă vor încălca prevederea, vor primi o amendă de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare. Practicile internaționale, unele din ele sunt mult mai dure. Ca exemplu, în Germania, din momentul în care tu ai pornit motorul, este interzis de a avea un telefon în mână. Executivul a avizat pozitiv și proiectul de lege care stabilește că șoferii își vor lăsa amprentele palmelor și ale degetelor într-o bază de date ale Ministerului de Interne. Asta pentru a identifica mai ușor autorii infracțiunilor. Pentru proiect, autoritățile vor aloca aproape 127.000 de dolari, bani din bugetul Agenției Servicii Publice. Guvernul a acceptat modificările pentru a spori responsabilitatea șoferilor și pentru a preveni accidentele rutiere. Anul trecut au avut loc peste 2600 de accidente, dintre care 358 au fost cauzate de neacordarea priorității pietonilor.
Cea de-a treia conferință globală privind turismul vinicol va avea loc la Chișinău. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului. Conform documentului, evenimentul se va desfășura în perioada 6-7 septembrie la Chișinău. Conferința globală are drept scop promovarea turismului vinicol, inclusiv cu participarea companiilor autohtone din sectorul vitivinicol și sectorul turismului receptor. Vor fi organizate acțiuni de promovare, workshop-uri sau vizite la obiectivele turistice. Vor participa oficiali de rang înalt din domeniul turismului din Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente și alte state. În prezent, circa 20 de vinării din țară prestează servicii turistice vizitatorilor străini. Sărbătoare în Marea Familie TVR Moldova. Astăzi, colegii noștri de la emisiunea Matinalii împlinesc un an de când s-au lansat pe piața media din Chișinău. Dimineți pline de energie, voie bună, invitați de calibru și subiecte de calitate. De toate acestea au avut parte telespectatorii TVR Moldova. Colegii matinali promit să fie mai buni pe zi ce trece și de acum încolo. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să știți, dragilor, că nouă ne-am cântat la mulți ani, pentru că astăzi este o zi deosebită în familia matinalelor. Un anișor de zile împlinim în care vă trezim dis de dimineață și începeți diminețele și zilele împreună cu noi, cei de la TVR Moldova. Pentru jurnaliștii de la matinalii, trezitul de dimineață a devenit o obișnuință. Pentru mine matinalii înseamnă un nou început și un nou mod de viață în care deșteptătorul sună la ora 4 dimineața, în care emoțiile se trăiesc în direct. Colega noastră de la matinalii, Cătălina Rusu, a încercat să afle ce înseamnă pentru reporterii emisiunii Munca de la ora 4 dimineața. Matinalii este a doua familie, de fapt aici mă formez în continuare ca jurnalist. Matinalii este mai mult decât o emoție, este o stare pe care o trăiești în fiecare dimineață atunci când cineva îți șoptește în cască 1, 2, 3, start. Pentru că aici am întâlnit profesioniști alături de care sunt onorată să lucrez. Matinalii pentru mine în esență înseamnă o platformă prin care pot să promovez istoriile de succes a oamenilor. Atmosfera de la matinalii mereu este una incendiară, mai ales de dimineață. Matinalii a reușit să devină motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze, iar alarma nu mai e o povară pentru mine deja. Emisiunea Matinalii poate fi urmărită de luni până vineri de la 6 la 9 doar pe TVR Moldova. Și noi, cei de la știrile, urăm să fie și în continuare printre primii pe piață în materie de show-uri matinale, invitați de marcă și cât mai multă inventivitate. La mulți ani matinalilor! Să vedem acum principalele cotații valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 91 de bani pentru un dolar american cu 6 bani mai puțin. Moneda europeană scade la 19 lei și 75 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 24 de bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 64 de bani. Rubla rusească rămâne la 27 de bani. Rămânca Andreea Bogati este eroina mondialelor de gimnastică aerobică din Portugalia. Quadrupla campioană a lumii a câștigat ieri încă 2 medalii de argint la cuplu și la grup. Andreea Bogati s-a retras din competiții după europenele de anul trecut, nemulțumită de premierile ministerului după ce câștigase 3 medalii de aur și una de bronz. A revenit la lot în primăvară, alternând antrenamentele cu programul de la serviciu, iar la mondialele de la Guimaraes, după bronzul la echipe, a urcat pe podium și la cuplu și la grup. Nu a fost să fie însă aur în niciuna dintre probe. La cuplu, Andreea Bogati și Dacian Barna au fost întrecuți de italieni, iar în proba de grup, România a fost învinsă de China cu 111.000. Scurt și fără probleme, Simona Halep s-a calificat în sferturi la Roland Garros. A trecut fără emoții de Elise Martin în două seturi, 6-2, 6-1. Simona se va lupta pentru un loc în semifinale cu Angelique Kerber. Mihaela Buzărnescu și Irina Bară s-au calificat în sferturi la dublu. Șocul zilei la Paris a venit de la Serena Williams, care s-a retras înaintea întâlnirii cu Sharapova.
Liderul mondial a făcut un meci perfect în fața locului 16 WTA-i, belgeanca Elise Mertens. Halep a defilat în primul set, pe care l-a câștigat cu 6-2. În actul secund, Simona și-a dominat și mai clar adversara și s-a impus cu 6-1. Pentru calificarea în sferturi, Halep va încasa 380.000 de euro. Cred că am jucat foarte bine din toate punctele de vedere. M-am mișcat bine, simțit mingea bine și am fost concentrată pentru fiecare punct. Sunt bucuroasă că sunt în sferturi din nou. E un moment frumos și vreau să mă bucur de victoria de astăzi, că a fost un meci bun. Eliminată în optim la simplu, Buzărnescu s-a calificat alături de Irina Bara în sferturile turneului de dublu de la Roland Garros. Româncele au trecut cu 6-4, 6-3 de americancele Jennifer Brady, Vania King. Brazilienii răsuflă ușurați. Neymar s-a întors pe teren după mai bine de 3 luni și a marcat în amicalul cu Croația, câștigând de la Selecao cu 2-0. În amicalul cu Croația, Neymar, revenit după accidentarea suferită în februarie, a intrat după pauză și a avut nevoie de doar 24 de minute pentru a înscrie un gol, marcă înregistrată. He is back and Brazil's in front. Oh, he is back and back to his very best. That is vintage Neymar. Firmino a închis tabela la 2-0 pentru Brazilia, care va debuta la Mondialul din Rusia pe 17 iunie cu Elveția, în direct la TVR1 și TVR HD. Da, 100% de nou. Mais feliz, feliz pelo retorno, feliz por estar de volta, né, na seleção, vestindo a camisa da seleção, compartilhando não só vestiário, mas dentro de campo com meus companheiros. Cum va fi vremea la noapte și mâine, aflăm chiar acum din informațiile meteo. Bun găsit! Mâine vremea se menține deosebit de caldă în Republica Moldova, dar va deveni instabilă. La noapte se așteaptă până la 19 grade Celsius. Așadar, mâine maximele vor urca până la 29 de grade în condițiile unui cer variabil, parțial noros. La prânz se așteaptă ploi slabe, așa că să nu uitați umbrelele. La Chișinău, mâine vor fi 27 de grade la prânz, iar cerul va fi variabil. Și în România, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei. Și la fel, instabilă. Cerul va fi variabil cu înorări temporare, iar pe arii extinse vor cădea precipitații. Maximele vor varia între 23 și 32 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. În câteva minute, Vasile Munteanu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Iar de la ora 20, nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată vă doresc. La revedere!